Un amestec de cuvinte din română și rusă. Acesta este bagajul lingvistic al multor cetățeni ai Republicii Moldova, care și acum insistă că limba lor este moldovenească. Unii născuți aici spun că le este mai ușor să învețe engleză decât română. De ce nu vor oamenii din stânga Prutului să gândească și să vorbească în română, a încercat să afle echipa noastră de filmare. Împreună cu nepoții, mătușa Parascovie spune că doar așa a reușit să învețe limba română, fiind un exemplu pentru mulți alții care nici de cum nu vor să însușească măcar vreo 100 de cuvinte în limba română. Femeia a venit aici din Ucraina în urmă cu 33 de ani. Se mândrește că recunoaște cu ușurință orice litere din alfabetul latin, că poate citi și vorbi coerent în limba română. Cum copiii învață și... Babușca tot învață limba română. Cu nepoții și... învățați odată. Nu știu și litere și pot citi. Și place nici. Noi grăim cu fetița, citim povesti tot în limba română. Pentru mulți locuitori din nordul Republicii Moldova, limba română este o povară. Spun că nu au avut motivație să o învețe. Mulți o asociază cu România și asta nu le prea place. Limba moldovenească cunosc. Dar din limba română nu cunoaște. Nu. Așa. Dar care e diferența dintre limba română și limba moldovenească? Noi suntem în Moldova. Знаешь, limba moldovenească. Diferența nu e. Dar totuși trebuie să... Как сказать? Щоб називалась молдавская limba moldovenească. Dar nu românească. La România noi nu suntem contra. Frați suntem una alta, dar... Frate, de brânză cu bani. Unii afirmă că limba română nu le este necesară. Alții vorbesc așa cum le place, cu multe rusisme și cuvinte inventate. Nu dela tom, що така так сложилось. Що було на русском языке? Авіація була на русском. Я все время летал, там не було румынского языка, был русский язык, английский. Так і осталось. Хотя моя мать покойная, так она наоборот русского не знала. Это неправильно, конечно, надо знать. Я же сказал, что чем больше знаешь, тем лучше живешь. Ну, представь себе, мы ограничимся только, допустим, на нашем языке, на румынском языке, да? И что дальше? Ну, Румыния, Молдавия, дальше. Мажоритатия один сад с старый, да, мы с... După 70, după 80, tare, uitați-vă chiar mahala asta la noi, iar că mahala asta luăm de la Corș până acolo, isteți pensionieri, toți pensionieri, toți și știți. Dar lor nu le interesant de mic, lor le interesant și băpâni pe masă și apă în casă. Mai mult am o română, dar înainte era că... Contra cu românii, dar mă deamă la cei mai buni românii. Dumneavoastră ce limba vorbiți? Mișticător. Pe hăhălești, pe rusești, moldovnești, pe... cu două cuvinte și pe engleză, căroce, așa suntem. Как я должна разговаривать? Как я должна, если дома все разговаривают по-украински здесь? На русском, потому что уже дети пошли здесь в русскую школу. А государственного языка почему не выучили? Он для меня, для чего? Я работала в бухгалтерии, мы все отчеты сдавали, не по-румынски, а так сдавали, пока я работала, потому что я уже на пенсии. Uh-huh. Вот. И он мне просто не нужен был. Куруши ворбим лимбарусы. Cu românii vorbim limba română, corect sau nu? Dacă am avea timpul de față toate condițiile la noi în Moldova noastră, sărăcuți cum este, am vorbit limba noastră care o vorbim, nu? Așa vine vremea, ne ducem în Europa, vorbim în limba lor, ne ducem în Rusia, vorbim în limba rusă, e și normal ca fiecare... Și în Moldova ce limba vorbim? Noi vorbim și în limba rusă, și în limba moldovenească, și română, și cum mai este, nu? E română. E scrisul e român. Așa. Dar este vreo diferență între moldovenească și română? Este. Care ar fi? Care ar fi? Înainte era altfel de trăit, am altfel.